acestui titlu, sau să zic subtitlu, scrie Noul Testament, ci spune al Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu! Și s-a dat citire de la versetul numărul 18, care ne vorbește despre o veste bună, despre nașterea celui care pentru unii îi poate salva, dar pe unii, prin venirea lui pe pământul acesta, le va duce o judecată mai mare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că mulți au dorit să vadă, să audă ceea ce ați auzit voi. Să știți că noi suntem binecuvântați de Dumnezeu. Amin. Avem cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește despre două evenimente majore în istoria omenirii. Și una dintre acestea este nașterea Domnului Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, ți amintește și cumva binecuvântarea pe care o rostea Iacob este de fapt o prorocie. Și spune în Geneza 49 cu versetul numărul 10, toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. De el ascultă popoarele. Dar popoarele sunt de mai multe feluri. Există un popor al lui Dumnezeu. Și Domnul să facă ca fiecare din locul acesta să facem parte din poporul lui Dumnezeu. Amin. Și mai este un popor pe care alții nu vor să recunoască. Dar este poporul celui rău, din care noi odinioară făceam parte. Am primit această veste bună. Spune că Evanghelia, de fapt, înseamnă vestea bună. Și vestea bună începe cu nașterea Domnului Iisus. Dar este un lucru care s-a spus azi dimineață pentru cei care au fost prezenți și aș vrea să vă citesc un pasaj din Evrei 5, versetul numărul 9. Și după ce a fost făcut, desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Spunea fratele Veveriță, pentru cine? Pentru cei care îl ascultă. Pentru aceia este urzitorul unei mântuiri veșnice. Facă Domnul ca toți din locul acesta să nu doar să spunem, să... Mulți știți că afirmă că, da, credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar știți cu faptele ce se întâmplă? Îl tăgăduiesc. Și noi n-am vrea să fim din aceea. Ieri când eram la Timișoara, am trecut prin centru și, așa cum vedeți în fiecare an, oamenii pun acolo iesle și niște păstori, un prunc, care cumva ar simboliza evenimentul care a avut loc acum mai bine de 2000 de ani. Dar oamenii trec pe acolo și poate spun, da, așa, o fi, așa, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar rămân la atât. Și vestea bună pe care au primit-o, faptul că a ajuns la concluzia aceasta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu nu le folosește la nimic. Pentru că a crede trebuie să fie urmat de a asculta. Și Domnul să ne ajute să ascultăm. Să ascultăm
pentru că doar ascultând și doar făcând voia Lui, putem să ne bucurăm o veșnicie. Știți că sunt mulți care spun că avem o credință și se mulțumesc cu atât. Dani știe foarte bine astăzi când a fost la Partoș că s-a pus o întrebare și spunea un om ce simbolizează crucea. Și oamenii pun preț pe simboluri în loc să pună preț pe Cel care este viu. Slăvit să fie Domnul. Nu pun preț pe El. Pun preț pe un lemn. Și cred că făcând un semn este de ajuns. Dar dacă El nu este în inima ta, poți să spui că ai o credință. Mai devreme sau mai târziu vei ajunge în fața Lui și vei da socoteală. Și nu vei putea spune că eu am crezut. Pentru că dacă El nu este în inima ta, este în zadar tot. Poate că sunt în locul acesta oameni care nu s-au întâlnit cu El. Oameni care își doresc să se întâlnească cu El, să aibă o întâlnire reală. El este aici prezent. Slăvit să fie. Este prezent prin cuvântul Său, care ne vorbește că El s-a născut și mai mult decât atât. A murit pe cruce la Golgota și a treia zi a înviat. Pentru noi, pentru mine și pentru tine. Am vrea să plecăm cu un gând de aici. Gândul acesta trebuie să ne însuflețească pe toți. Atunci când vom păși afară, în mijlocul, aș putea spune obiceiurilor păgâne, noi să-L arătăm pe El. El să se reflecte în viețile noastre. Să vadă că pentru noi nu e important niciun simbol. Pentru noi, a ne închina Lui înseamnă a ne închina în duș și în adevăr. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să mai citesc tot din Evrei un pasaj și în Evrei 9, cu versetul numărul 9, și spune, aceasta era o asemănare pentru vremele de acum când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul Lui. Noi nu puteam fi niciodată așa cum Dumnezeu o cere. Nu puteam fi prin faptele noastre. Nu ne puteam curăța noi cugetul. Dar slăvit să fie Domnul că sângele Lui curățește orice. Și mulțumim pentru lucrul acesta. Aș vrea ca dacă Iisus Hristos nu s-a născut în inima ta, cheamă-L azi. Cheamă-L azi și El va veni. Cheamă-L din toată inima ta. Și roagă să fie pentru tine Domn și Mântuitor. Și El cu bucurie va accepta lucrul acesta. Lăudați să fie Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze pe fiecare în parte. Și să ne ajute să răspândim lumina Lui. Prin trăirea noastră, prin vorbirea noastră, oamenii să vadă că într-adevăr, nu că ne-am întâlnit cu El, nu că am avut o experiență de o clipă, ci că viața noastră este o experiență cu El. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin.